Cairo, Sardinia, Londra, Argentina, Roma, Bali, Valencia. Din tinerețe am primit oferte și am avut ocazia să ne odihnim și să trăim în cele mai bune și mai frumoase locuri de pe planetă. Mulți visează la stațiuni exotice, distracții scumpe, gustări și băuturi rafinate, în anturajul oamenilor bogați și a societății de elită. Dar pentru noi, nimic nu se compară cu locul de întâlnire pe care ni l-a stabilit Dumnezeu. Am locuit pe malul de sud al Crimeei, în belșug de plin, dar Dumnezeu ne-a chemat când eu aveam 27 de ani, iar Iulia 22 de ani. Nu am plecat într-un turneu prin lume, ci acolo unde ne aștepta Dumnezeu. Nu era cel mai frumos colț de pe pământ, nici pe departe nu era locul unde ar dori tot să ajungă. Domnul ne-a așteptat în Transnistria de după război, printre ruine, de unde mulți au plecat. Ne-am avântat după Dumnezeu în acea țară unde El ne-a stabilit întâlnirea. Cum toți se grăbesc și aleargă după o viață frumoasă și plină de aventuri, noi am alergat din toate puterile pentru întâlnirea cu Dumnezeu, deoarece locul de întâlnire cu El nu poate fi schimbat. Pentru noi, cel mai bun loc din viață nu a fost insula caldă Bali, ci un sat friguros iarna, Nezavertailovka, și orașul Dnestrovsk. Nu a fost o croazieră spre insule, ci o misiune pe timp de iarnă la minus 20 de grade. Nu o locuință pe malul cald al oceanului, nici apartamente de lux în locurile mirifice ale planetei, nu confort, bucurie și plăcere, ci o casă în sat, fără condiții, fără apă, fără toaletă și încălzire. Nu au fost vacanțe selecte, mașini, palate, mâncare, lux, ci o casă rece, unde ne întorceam zilnic la 12 noaptea și trebuia să facem focul în sobă pentru ca la 6 dimineața din nou să plecăm în misiune pentru Hristos și pentru Evanghelie. Doresc să spun un singur lucru. Suntem nebuni pentru Hristos. Problema creștinismului de astăzi este că El stabilește. Dumnezeule, eu merg acolo, voi locui acolo, m-ai înțeles? Hei, înainte! Hai, întâlnește-mă acolo. Eu merg în acest oraș, merg în acea țară, merg încolo. Doamne, hei! Numai nu știu de ce Dumnezeu nu aleargă. Viața trece, exact la fel erau și cei după fire, Ismail, Isau, care erau firești. Și ei se gândeau, hei, Dumnezeule, încolo, hei, încoace. Totul este asigurat, suntem întâi născuți. Dar nu, Dumnezeu stabilește locul întâlnirii. Știți ce deosebește pe mulți credincioși de Avram, Isaac, Iacov? Că oamenii nu se gândesc deloc, dar unde trebuie să locuiesc? Doamne, dar unde este chemarea mea? Unde trebuie să fiu? În ce țară trebuie să fiu? Când părinții aici credeau, se rugau ca să vină libertate în Uniunea Sovietică, era o prigoană și iată a venit libertate. Uniunea Sovietică a căzut și milioane de credincioși, știți ce au făcut? Au luat valizele și au plecat. Bine, și acum cineva pleacă undeva. Nu este nicio problemă dacă pleci și acolo te așteaptă Dumnezeu. Și El ți-a dat locul întâlnirii. Dar dacă El nu ți-a dat, atunci voia lui Dumnezeu te așteaptă în altă parte. De ce este atât de important să înțelegi unde este locul întâlnirii? Să știi unde este chemarea ta, predestinarea ta.
Am să merg aici, am să merg acolo, am să plec într-un oraș, am să plec într-o țară, am să merg într-o biserică sau în altă, am să ascult un filozof sau altul, sau un predicator, al doilea, al treilea, pe oricine. Astăzi, pastorul, eu deja pot să aleg cum vreau, ca și Joker. Acesta. Nu, nu-i bun. Acesta. Nu, acesta. Doar o întrebare. Dar Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este? Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este acolo. Voia lui Dumnezeu este acolo. Sunteți cu mine? Voia lui Dumnezeu este acolo unde este credință, unde este chemare, unde este predestinare. Voia lui Dumnezeu este acolo unde este sămânța lui Dumnezeu, acolo unde este credința în cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde oamenii tind spre lucrurile cerești, acolo unde oamenii sunt nebuni pentru Hristos. Aleluia! Nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai. O, pastore, sunt atât de multe probleme. Ce ai văzut în viață? A ieșit pe scenă. Ce ai văzut tu în viață? Iulia doar schimbă rochile și cânte cântecele. Ce a văzut în viața asta? Voi doar întâlniți asemenea oameni pe străzi când propovăduiți. Ce ascultați predicatorii voștri? Ce au văzut ei în viață? Stanislav, chiar și în Biblie este scris că preotul trebuie să slujească până la 50 de ani. Este o slujire grea. Iulia mă trimite la pensie. Cine e pentru? La odihnă meritată. Uite, ei își bat joc de mine. În Biblie este scris. Nu, lăsați pastorul să o odihnească. Ca să slujească mai mult timp. Aleluia! Aleluia! Cine deja simte că s-a ridicat mai sus, că a schimbat locurile cu problemele, că ele nu mai sunt deasupra, dar El stă pe ele, este mai confortabil? Slavă Domnului! Înseamnă că avansăm spre voia lui Dumnezeu, spre locul întâlnirii, spre locul chemării. Ce este scris mai departe, versetul 13? În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Da, Avram, Isaac, Iacov nu au primit toate lucrurile. Mai departe. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe acea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Da, noi puteam deja să ne întoarcem de multe ori. Și în Crimeea, și în Europa, și în America, unde numai nu am fost chemați. În orice oraș. Numai că este o singură problemă. Dumnezeu nu ne întâmpină acolo. El ne-a întâmpinat în Transnistria de după război. Pe marginea Transnistriei. Pe marginea Transnistriei. Chiar și denumirea acestui sat înseamnă că nimeni nu trece pe acolo. Dacă să te uiți dintr-o parte, un proiect mai utopic, trebuie să fii cu totul. Țin minte, unii tineri credeau și au mers împreună cu noi în Crimeea, în excursie, dar cineva și-a luat și mame. Și mamele au fost în Crimeea, au văzut cum noi am trăit și au spus: acum știm sigur că Slavic și Iulia crezi 100%. Noi am dus atunci 80 de oameni la odihnă să vadă cum am trăit. Aleluia! Dar Dumnezeu a trecut pe la acel sat și ne-a așteptat acolo. Și tocmai din acel sat, din Dnestrovsk, s-au născut multe biserici, inclusiv această biserică.
o mulțime de biserici. Aleluia! Locul întâlnirii nu poate fi schimbat. Dumnezeu îl stabilește. Ține minte aceasta.